Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Ați simțit vreodată că l-ați dezamăgit pe Dumnezeu? O <laughs> frate mi-a și spus din spate, de mai multe ori, toți am simțit, de mai multe ori că l-am dezamăgit pe Dumnezeu. Ne-am simțit fără speranță în slăbiciunile și uneori în păcatele noastre, întrebându-ne fiecare dintre noi dacă nu cumva Dumnezeu își va pierde răbdarea cu noi și mai rău, dacă nu cumva chiar și-a pierdut-o. În aceste versete din evrei care sunt atât de cunoscute, autorul epistolei vrea să ne încredințeze că ne putem apropia cu îndrăsneală de tronul lui Dumnezeu, unde Iisus Hristos, mijlocitorul nostru desăvârșit înaintea Tatălui, ne înțelege toate slăbiciunile noastre și ne oferă harul și mila sa. De aceea, așa cum spune finalul pasajului citit, versetul 16, suntem îndemnați să îndrăznim, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Slăvit să fie Domnul! Îndrăznim să ne apropiem de scaunul harului pentru că avem un mijlocitor desăvârșit în persoana Domnului Isus Hristos. Slăvit să fie numele! Despre mijlocitorul nostru desăvârșit înaintea Tatălui, aș vrea să vorbesc astăzi când stăm din nou împreună la masa Lui. Însă câteva lucruri merită să fie puse în contextul pasajului pe care noi l-am citit din capitolul 4. Autorul epistolei apelează în continuare la conștiința și inima evreilor care au auzit Evanghelia și s-au întors de la iudaism, dar nu și-au pus încrederea de plină în Isus Hristos. Tocmai de aceea spune El să rămânem tari în mărturisirea noastră. Cu alte cuvinte, după ce le comunică până aici că Isus Hristos este superior patriarhilor, este superior profeților, este superior preoților, este superior lui Moise, este superior îngerilor. Vine în finalul acestui pasaj o întrebare directă. Ce vă împiedică să vă hotărâți odată ca să-L alegeți pe El și numai pe El, ca mijlocitor înaintea Lui Dumnezeu? Dacă vă veți uita, în contextul apropiat al capitolului, de la începutul capitolului, de la versetul 1 din capitolul 4 și până la versetul 13, autorul face un apel urgent pentru a nu amâna acceptarea mântuirii pe care Dumnezeu a realizat-o în Isus Hristos, pentru a nu amâna intrarea în odihna spirituală pe care Hristos ne oferă. Auziți ce spune versetul 1? Să luăm, dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Până la versetul 14, pe care l-am citit în această dimineață și care face cumva concluzia întregului capitol, astfel dar, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, până la versetul acesta, primele 13 versete, în apelul urgent pe care îl face autorul, sunt formulate în demnurile într-un accent și ton negativ. Uitați-vă să vedeți de câte ori nu numai în versetul întâi, ci și în celelalte apare acest nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. De la versetul 14 însă, autorul vine cu o formulare pozitivă și îi îndeamnă pe cititor să-și pună de plină încredere în Domnul Isus Hristos. După ce a avertizat că pericolul iadului este unul real, le vorbește despre salvarea prin Hristos, care înseamnă mai mult decât scăparea de la iad, care înseamnă mai mult decât scăparea de la o moarte spirituală și o despărțire veșnică de Dumnezeu, care înseamnă, de fapt, viață spirituală trăită împreună cu Hristos, care înseamnă viața veșnică pe care Dumnezeu ne oferă prin jertfa Domnului Isus Hristos. De aceea suntem invitați să privim nu doar prin prisma aceea ce pierdem dacă nu-L primim pe Domnul Isus Hristos, ci și prin prisma aceea ce avem odată ce L-am primit pe Hristos. Toate binecuvântările duhovnicești din locurile cerești sunt pentru cei ce îl primesc pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Spunea un comentator că dacă n-ar exista alt motiv pentru salvarea noastră decât acela de a-l cunoaște pe Hristos și puterea învierii Lui, atunci acel ar fi de ajuns. Pentru că relația noastră cu Isus Hristos, relația noastră personală cu Isus Hristos, este cea mai deosebită experiență pe care un om o poate avea în această viață. Este comoara cea mai de preț pe care o avem. Și de atâtea ore am auzit probabil această afirmație. Putem să câștigăm absolut toată lumea aceasta. Dar dacă nu l-avem pe Hristos, n-am câștigat nimic. La urma urmei descoperim că toate sunt deșertăciune și goană după vânt. În schimb putem pierde absolut totul. Putem pierde bani, putem pierde sănătate, putem pierde libertate, dar dacă-l avem pe Isus Hristos, n-am pierdut nimic. Relația noastră personală cu Hristos înseamnă cea mai mare bogăție pe care o avem. Și în umblarea noastră prin această lume, oricât de multe ar fi provocările, oricât de multe ar fi încercările, oricât de multe ar fi poticnirile, noi, îndrăsnim să ne apropiem cu încredere de scaunul Harului. De ce? Pentru că avem un mijlocitor de în persoana Domnului Isus Hristos. Atunci când trecem prin suferințe, atunci când necazurile se așează ca la ele acasă, în viața noastră. Toți știm că nimeni nu ne poate înțelege suferința dacă n-a trecut el însuși printr-o experiență asemănătoare. Și de obicei, atunci când trecem prin încercări, am dorit să fie cineva care să împărtășească cu noi Aceleași simțăminte, cineva care să fi trecut pe acolo înaintea noastră, cineva care să ne înțeleagă cu adevărat. De aceea, invitația și îndemnul pe care îl face autorul epistolei către Evrei în acest pasaj este valabil pentru noi toți în dimineața asta. Toți suntem încurajați să rămânem tari în mărturisirea noastră, oricât de mari ar fi încercările și oricât de multe ar fi ele, pentru că această putere stă în harul pe care ni-l oferă cel ce mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui, slăvit să fie numele Lui. Trei lucruri care fac din Domnul Isus Hristos un mijlocitor desăvârșit. Nimeni Absolut nimeni de pe pământul acesta nu poate face lucrarea pe care o face Hristos înaintea lui Dumnezeu pentru noi cei păcătoși. Preoția lui desăvârșită, persoana lui desăvârșită și purtarea lui de grijă desăvârșită îl califică pe Isus Hristos ca mijlocitor desăvârșit înaintea Tatălui. Haideți să ne uităm mai întâi la preoția desăvârșită a Domnului Isus Hristos. În versetul 14 ni se spune, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. În întreaga epistolă către evrei, ni se vorbește despre superioritatea lui Isus Hristos față de tot ce a însemnat sistemul vechi testamental al jertfelor prin care poporul se apropia de Dumnezeu. Hristos este superior jertfelor aduse de Moise și de poporul Israel. Hristos este superior preoților care aduceau jertfele înaintea lui Dumnezeu. Hristos este superior tuturor ritualurilor din Vechiul Testament. În întreaga epistole este subliniată această preoție superioară a Domnului Isus Hristos. Și dacă aveți curiozitatea ar merita să citiți cartea Levitic și cartea Evrei în paralel, pentru că această carte Evrei din Noul Testament este un comentariu teologic al cărții Levitic. În esență, în cartea Levitic, poporul Israel, scos din robia Egiptului, în drum spre țara făgăduinței la poalele muntelui Sinai, învață că există o singură cale de acces în prezența lui Dumnezeu și acea cale este prin ispășire. Cuvântul cheie în prima parte a cărții este ispășirea, accesul în prezența lui Dumnezeu. Și tot ceea ce veți citi în primele capitole din Levitic va avea de-a face cu sistemul de jerfe, cu preoții care aduc jerfele, cu sărbătorile pe care Dumnezeu le dă. Al doilea cuvânt cheie în cartea Levitic este cuvântul sfințenie. Ca să ai acces în prezența lui Dumnezeu este nevoie de vărsare de sânge. Și fără vărsare de sânge, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu există iertare. Dar după ce ai beneficiat de această iertare care a fost adusă prin sacrificiul unui animal asupra căruia s-a transferat vinovăția ta, ca păcătos, ești chemat după aceea să umbli într-o viață de sfințenie cu Dumnezeu. Sfințenia însemnând nu, nu doar să fii pus deoparte, să fii separat de lume, ci sfințenia însemnând să-i aparții Lui cu tot ceea ce înseamnă viața ta, cu familia ta, cu proprietățile tale, cu posesiunile tale, tot ce ai tu trebuie să fie închinat Domnului pentru că această chemare pe care o face Dumnezeu poporului Israel este o chemare la sfințenie, voi să fiți sfinți, le spune Dumnezeu în toată purtarea voastră, pentru că eu sunt sfânt, sfânt. Și voi trebuie să mă reprezentați pe mine în întreaga lume, în mijlocul neamurilor. De aceea în Epistola către Evrei în capitolul 1 este prezentat Domnul Iisus Hristos în versetul 3, așa cum ați auzit deja, ca acela care a făcut curățirea păcatelor odată pentru totdeauna și stă la dreapta lui Dumnezeu. În capitolul 2, versetul 17, el este prezentat ca un mare preot milostiv și demn, vrednic de încredere. În capitolul 3, versetul 1. El este prezentat ca un apostol și un mare preot al mărturisirii noastre. Samaritenii în Pentateul lor vorbeau despre Moise ca un trimis de la Dumnezeu. Și autorul epistolei spune aici că Isus Hristos este un mesager, un apostol trimis de Tatăl care e superior lui Moise, care este mai mare decât Moise. Și apoi de la capitolul 7 și până la capitolul 9 din Evrei, autorul se concentrează în mod exclusiv pe această preoție desăvârșită a Domnului Isus Hristos. Dacă vă uitați în Evrei 7 cu 25, acolo autorul epistolei spune astfel, de aceea și poate să mântuiască, în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Mijlocitorul desăvârșit, care este Domnul Isus Hristos, este un mare preot desăvârșit pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru cei păcătoși. Acum, dacă am trece în revistă foarte pe scurt ce însemna slujba de mare preot, am observat, de exemplu, în carte Levitic că marii preoți în Israel erau aleși de Dumnezeu din rândul seminției lui Levi, a leviților. Aron și fiii lui sunt consacrați pentru această lucrare de preoți înaintea lui Dumnezeu, adică cei care fac mijloțirea pentru popor printr-un sistem al gerfelor, prin rugăciunile lor, cei care intermediază pentru cei păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Dar, într-un mod cu totul special, spre deosebire de toți preoții din seminția lui Levi. Numai marele preot era calificat și avea dreptul să aducă jerfa de ispășire pentru popor cu ocazia zilei ispășirii. Între cele mai mari sărbători mozaice veți vedea că era acea zi de Iom Kipur sau ziua cea mare a ispășirii. Era singura zi de post în istoria lui Israel, o zi de post pe care o puneau deoparte pentru Dumnezeu, era ziua în care intra marele preot ca să facă ispășirea pentru întreaga națiune. Toate păcatele poporului erau aduse în mod simbolic în locul cel mai sfânt. Locul prea sfânt sau locul numit Sfânta Sfintelor, unde era chivotul cu tablele legii și deasupra lui era capacul între heruvimii care acopereau acest capac, fiind acel așa numit scaun al îndurării, locul în care se petrecea manifestarea slavei lui Dumnezeu când marele preot intra să facă mijlocire pentru popor. Numai el era calificat să facă lucrul acesta și în mod simbolic stropea cu sânge capacul ispășirii, așa, numit, așa numitul scaun al harului sau scaun al îndurării, ca să aducă ispășirea pentru popor. Tot capitolul 16 din cartea Levitic, nu o să avem timp să trecem prin el în dimineața asta, prezintă întreg ritualul pe care îl făcea marele preot în ziua ispășirii. Înainte ca să aducă jerfa pentru popor, el trebuia să aducă o jertfă pentru sine, pentru că era la fel de păcătos ca și cei din popor pe care îi reprezenta. Apoi, accesul era limitat doar pentru el în locul preasfânt și mai mult decât atât, timpul pe care el îl petrecea acolo în locul preasfânt era limitat. Îi se permitea accesul în fața gloriei lui Dumnezeu doar atât timp cât aducea jertfa. Pentru a intra în locul prea sfânt, marele preot trebuia să treacă prin mai multe încăperi. În primul rând trecea prin curtea cortului întâlnirii, apoi intra în sfânta sau locul sfânt, unde era masa punerii înainte și unde era sfesnicul sau candelabrul, și apoi intra în final în Sfânta Sfintelor. Era acea catapeteasmă care separa locul preasfânt de locul sfânt. Lua sângele animalului și stropea cu el capacul ispășirii. Imediat ce jertfa era adusă, marele preot trebuia să se întoarcă la popor, și nu mai intra acolo decât peste un an de zile. Și an de an era nevoie de o altă jerfă a ispășirii. Între aceste sacrificii din ziua ispășirii, care mai cuprindeau încă un lucru foarte interesant, semnificativ, erau aduți, duși ca jerfă doi țapi. Unul era sacrificat și unul era alungat în pustie țapul Azazel, care era trimis să moară în pustie. Simbolic, dacă jerfele Vechiului Testament doar acopereau păcatele oamenilor și ele trebuiau repetate în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare an, imaginea acelui țap care era alungat în pustie ca să moară simboliza ceea ce avea să facă Hristos prin jertfa lui de săvârșită și anume nu doar să acopere păcatele, ci să le înlăture de la noi. Când psalmistul scrie în psalmul 103 și enumeră toate binecuvântările lui Dumnezeu, el spune că Domnul îndepărtează fără de legile de la noi cât este de departe cerul de pământ și răsăritul de apus atât de mult îndepărtează Domnul de la noi păcatele noastre. Acest ritual nu se încheia niciodată, pentru că preoția nu era desăvârșită și pentru că jertfele nu erau desăvârșite. Sacrificiile de animale, sacrificiile din roadele pământului, toate acestea indicau spre un sacrificiu suprem, spre un sacrificiu desăvârșit, cel al Domnului Isus Hristos. Despre care Ioan Botezătorul, în momentul în care el a ajuns la Iordan, a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu-l acoperă, îl ridică și îl îndepărtează de la noi. În contrast cu ritualul vechi testamentar, Iisus Hristos, marele nostru preot, după ce s-a adus o singură dată jerfă pe sine pentru păcat, a trecut la fel cum treceau marii preoți în Israel, prin cortul ceresc, am putea să spunem noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că marele preot venea din curtea cortului întâlnirii, intra în locul sfânt și apoi ajungea în locul prea sfânt. Despre Domnul Isus Hristos în capitolul 8, versetul 12 din Evrei, ni se spune astfel. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Iar în capitolul 9, de la versetul 11, ni se spune astfel. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu-i făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și alțapilor și țenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea tuplului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel vesnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele voastre moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abatele făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Iisus Hristos, spune autorul, a trecut prin cele trei ceruri. Știți că apostolul Pavel spunea la un moment dat în mărturia lui din 2 Corinteni, capitolul 12, că a fost răpit până la al treilea cer. Și comentatorii au încercat să explice care ar fi acel de al treilea cer. Sigur, Hristos a trecut prin primul cer, care e atmosfera, a trecut prin al doilea cer, care este spațiul cosmic. Și a ajuns până în prezența lui Dumnezeu, acolo unde nu este doar slava lui Dumnezeu, acolo unde este Dumnezeu însuși, la scaunul acela al îndurării. Iisus s-a dus acolo unde Dumnezeu locuiește în desăvârșirea slavei Lui. Aceasta e imaginea Sfintei Sfintelor sau a locului preasfânt în care Hristos s-a dus și nu mai pleacă de acolo. Marele preot trebuia să stea puțin, să iasă cât mai repede ca să nu fie lovit cu moartea. Hristos a ajuns și mijlocește și face lucrarea aceasta pentru noi, pentru totdeauna slăvit să fie numele Lui. Jerfa Lui este superioară jerfelor Vechiului Testament, nu doar preoția Lui, ci și jerfa Lui, pentru că El este un mare preot desăvârșit, care stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. În versetul 3 din capitolul 1 se spune că el este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui, prin care au fost făcute toate lucrurile prin cuvântul puterii lui și prin care a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile înalte. Există în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, versetele 4 și 5, acele cuvinte extraordinare rostite de Domnul Isus Hristos în rugăciunea lui: Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Comentatorii spun că aceasta este rugăciunea de mare preot pe care o face el. În același context a rugăciunii, Mântuitorul a spus, Doamne, nu te rog să iei din lume, ci să îi păzești de cel rău. Hristos face această lucrare de mijlocire pentru noi și este singurul îndreptățit să o facă pentru că El este un mare preot desăvârșit, pentru că jerfa Lui este desăvârșită, pentru că El și-a sfârșit lucrarea pe care trebuia să o facă, și anume lucrarea de ispășire a păcatelor, pentru că de aceea a venit El pe pământul nostru să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. După ce a făcut această lucrare de ispășire a păcatelor, el a trecut nu prin cortul pământesc, prin cortul acela lui Moise, ci el a trecut prin cortul ceresc, spune autorul epistolei, așa cum am auzit, care nu-i făcut de mână omenească și când a ajuns la tronul lui Dumnezeu, ispășirea a fost desăvârșită pentru păcatele tuturor care vin la el prin credință și care acceptă lucrarea Lui, slăvit să fie numele Lui. Jerfa Lui Hristos a marcat sfârșitul sistemului jerfelor mozaice. Jerfa Lui Hristos a marcat sfârșitul preoției evreiești. Domnul Iisus Hristos a fost crucificat cu mai puțin de 40 de ani înainte de distrugerea Ierusalimului la anul 70 după Hristos odată cu distrugerea templului, singurul loc unde puteau fi aduse jerfele pentru păcat a fost distrus. După moartea Domnului Isus Hristos și învierea Lui, sistemul acesta al jertfelor a încetat. Ziua ispășirii se sărbătorește și astăzi, dar nu se mai aduc jerfe, nu mai există preoți după sistemul mozaic al Vechiului Testament, pentru că Isus Hristos, prin jerfa Lui, a pus punct ritualurilor și preoției Vechiului Testament. Iisus Hristos a stabilit o altă preoție. Despre ea citim în 1 Petru, capitolul 2, versetele 5 până la 9. Acolo cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o preoție universală a tuturor credincioșilor. Și în comparația pe care o face apostolul Petru cu poporul lui Dumnezeu, spune astfel în capitolul 2, versetul 5: Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos, versetul 9: Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, adică aceia dintre neamuri, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui. Dumnezeu, poporului Dumnezeu, pe voi care n-ați căpătat în durare, dar acum ați căpătat în durare. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Noi suntem chemați să fim o seminție sfântă, o preoție universală. Știți ce spune Apostolul Pavel în Roman la capitolul 12? Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre, trupurile voastre moarte, trupurile voastre ca o jerfă vie înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Chemarea fiecăruia dintre noi, ca și credincioși creștini, ca și urmașa lui Hristos, este să predicăm Cuvântul și să-i aducem pe oameni la Dumnezeu prin mărturia personală, prin mărturisirea păcatelor lor. Asta e lucrarea de preoție universală la care toți suntem chemați. Să-l ducem pe Dumnezeu la oameni și pe oameni la cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să facem asta printr-o purtare sfântă și evlavioasă, printr-o trăire diferită de tot ceea ce înseamnă sistemul de valoare a lumii. Nicio altă preoție nu mai este descrisă în Noul Testament. Orice altă mediere, spunea un comentator, între Dumnezeu și om făcută de altcineva decât Isus Hristos este nebiblică și desconsideră jerfa și lucrarea de mijlocire pe care o face Isus Hristos. În fapte 4 cu 12 apostolul spune: "În nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat sub cer niciun alt nume oamenilor în care să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Prin credința în Iisus Hristos, orice persoană are accesul în prezența lui Dumnezeu. Îndrăzniți să vă apropiați de scaunul harului și al îndurării prin Iisus Hristos, care este mijlocitorul nostru în prezența lui Dumnezeu. Hristos a deschis accesul în prezența lui Dumnezeu, atunci când le-a spus ucenicilor în Ioan 14, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și acum aș vrea să vedem un verset, în versetul următor, faptul că Isus este mijlocitor de săvârșit nu numai prin prisma preoției de săvârșite, ci și prin prisma persoanei lui de săvârșite. Spuneam că nimeni nu ne poate înțelege suferința dacă n-a trecut mai întâi El prin ea. Căci nu avem un mare preot care să naibă aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. La finalul versetului 14, după ce ni se spune că avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, avem expresia aceasta, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Aici sunt puse împreună cele două titluri care descriu natura divină-umană a Domnului Iisus Hristos. Iisus este Titlul care îl califică pe el să fie reprezentantul nostru a rasei umane înaintea lui Dumnezeu, pentru că el este cel care dă mântuirea, cel care aduce mântuirea. Fiul lui Dumnezeu reprezintă Dumnezeirea lui. Datorită umanității lui desăvârșite și a Dumnezeirii lui, Hristos este un mijlocitor desăvârșit pentru noi. Știți că mulți se gândesc la Dumnezeu ca fiind detașat și departe de preocupările vieții cotidiene. La sfârșitul versetului 14, Marele nostru preot este identificat în persoana lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. De ce pune autorul aici, la oaltă? numele uman al lui Isus și titlul divin de fiu al lui Dumnezeu. Pentru că sunt reflectate perfect cele două naturi ale celui care a făcut răscumpărarea noastră. Cei mai mulți oameni spuneam se gândesc că Dumnezeu îi detașa de suferințele noastre. Prin întruparea în Fiul Său, în Domnul Isus Hristos, El a experimentat în carne și oase durerea noastră, emoțiile noastre, ispitirile noastre. Dumnezeu a devenit om prin Isus Hristos ca să poată fi biruitor asupra ispitelor, asupra suferințelor, asupra păcatului. De aceea, atunci când trecem prin încercări, avem îndrăzneala să împărtășim Ceea ce simțim cu El, pentru că El ne înțelege, spune Cuvântul lui Dumnezeu, în slăbiciunile noastre. Noi nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre. Și uitați-vă la expresia care urmează, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ce mângâiere să știi că Domnul Iisus Hristos. Care mijlocește pentru tine înaintea Tatălui, simte, înțelege, știe prin ce treci. Marele nostru preot nu-i doar plin de îndurare și milostiv, este credincios lucrării pe care El o face. El are capacitatea de a simți tot ceea ce simțim noi. La mormântul lui Lazăr, vă aduceți aminte, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că Iisus... A plâns. În grădina ghețimani, în agonia suferințelor, sudoarea feței lui s-a transformat în picături mari, ca de sânge. A experimentat tot ceea ce experimentăm noi, s-a confruntat cu ispitele în toate lucrurile, dar fără păcat. Și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Înțelege prin ce treci, știe ce simți și de aceea poate să te reprezinte înaintea lui Dumnezeu. El este și Fiul lui Dumnezeu, spune cuvântul. Și contrar ideii că poate divinitatea lui ar fi făcut viața mai ușoară pe pământ, aș sublinia faptul că ispitirile la care a fost supus au fost mult mai provocatoare, Adevărul acesta era aproape imposibil de acceptat pentru evrei. Ei știau că Dumnezeu este Sfânt, este atot puternic, este tot știutor. Ei cunoșteau toate atributele dumnezeirii și nu își puteau imagina că Dumnezeu poate fi ispitit, că Dumnezeu poate suferi, că Dumnezeu poate fi bagiocorit, că Dumnezeu poate fi accesibil. John Stott spunea în cartea lui Crucea lui Hristos, că Isus Hristos a venit în lumea noastră de lacrimi, sudoare și sânge. A suferit pentru păcatele noastre și în lumina suferințelor lui ale noastre sunt mai ușor de purtat. Ideea că Dumnezeu se poate identifica cu omul în încercări și în ispite era o idee revoluționară și pentru iudei și pentru neamuri. Dar slăvit să fie Dumnezeu că astăzi celebrăm tocmai lucrul acesta, că Cel care a trecut prin lumea noastră și poartă în trupul înviat din morți semnele suferinței Lui pentru păcatele noastre, știe cu ce ne confruntăm și are milă de noi în slăbiciunile noastre. Vreau să subliniez un lucru, slăbiciunea nu se referă la păcat în mod direct, ci se referă la fragilitatea noastră, uneori la infirmitatea noastră ca oameni păcătoși, la vulnerabilitatea noastră. Și psalmistul în psalmul 103 spune atât de frumos, el știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână. Și tocmai de aceea vine în ajutorul nostru. Dragii mei, orice încercare ar aduce cel rău în calea noastră ca să ne ispitească, avem siguranța că înaintea lui Dumnezeu îl avem pe Hristos ca mijlocitor desăvârșit. Am citit cu ani în urmă despre un evanghelist care în cruciadele de evangelizare la un moment dat a fost confruntat la finalul predicii dintr o seară în Chicago de un domn care era foarte trist pentru că își pierduse soția și care l-a întrebat pe predicator cum poate vorbi el despre un Dumnezeu plin de milă. Dacă tu ți-ai pierde soția așa cum mi s-a întâmplat mie, ai mai putea să predici astfel despre Dumnezeu? Istoria spune că la câteva zile, în aceeași săptămână în care avea loc cruciada de evangelizare, soția evanghelistului a murit într-un accident, corpul neînsuflețit al ei a fost așezat în acel loc unde se desfășura evangelizarea și a avut loc o seară de priveg. Și la sfârșitul serviciului de priveg, evanghelistul a făcut următoarea mărturisire. Cu câteva serii în urmă, cineva mi-a spus, dacă soția ta ar muri, ai mai putea vorbi despre mila lui Dumnezeu, sau despre faptul că Isus este suficient pentru absolut orice nevoie noastră? Evanghelistul a făcut în acea seară la care erau prezenți mii de oameni apelul următor. Dacă omul acela care mi-a spus aceste cuvinte cu câteva seri în urmă este aici prezent, vreau să-i spun da, inima mea este zdrobită de durere. Dar Isus Hristos, mijlocitorul nostru înaintea Lui Dumnezeu, mi-a pus în inimă o cântare de mângâiere. Vreau să-i spun omului aceluia că Isus Hristos și Harul Lui este îndeajuns în orice încercări. Întâmplarea spune că la finalul serii Omul respectiv s-a apropiat și a îngenuncheat lângă sicriul cu trupul nensuflețit al soției predicatorului și și-a predat viața lui Dumnezeu. Da, e adevărat, nimeni nu ne poate înțelege mai bine decât cei sau cel care a trecut pe unde trecem noi. Dar în dimineața asta repet ceea ce spuneam la început. Vă îndemn să îndrăzniți, să vă apropieți cu deplină încredere de scaunul harului. Pentru că avem în Isus Hristos Acela care ne înțelege în toate slăbiciunile noastre și în fragilitatea noastră ca oameni pe Pământul acesta. Și vreau să închei punctând rapid ce înseamnă faptul că purtarea lui de grijă este desăvârșită. Cel ce ne înțelege perfect ne va purta de grijă într-un mod desăvârșit. Iisus Hristos știe când suntem ispitiți, știe prin ce trecem atunci când suntem ispitiți și dacă în cazul celor mai mulți conducători accesul este restricționat și limitat, în cazul lui poți avea acces 24 din 24 de ore. El e acolo ca să te primească. Prin credință poți să beneficiezi de harul lui care este îndeajuns. Tronul de judecată al lui Dumnezeu încă este un tron al harului, de aceea spune cuvântul să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului. Tronul harului e o experiență figurativă aici în text. Pentru că de câte ori îl vedem pe Dumnezeu descris în Isaia, de exemplu, el îl vede pe un tron mare și înalt și reacția pe care o are după ce aude pe Heruvim strigând Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor. Reacția lui Isaia este, vai de mine, sunt un om păcătos cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul Oștirilor. Isaia se aștepta să moară. Imaginea Dumnezeului care stă pe tronul judecății în Apocalipsa este înfiorătoare. Vor striga oamenii munților să cadă peste ei pentru că nu vor putea să stea înaintea tronului de judecată. Astăzi însă încă mai avem harul să ne apropiem de un tron al harului, să ne amintim că avem acolo un mijlocitor care este mare preot desăvârșit, a cărui persoană este desăvârșită și care ne poartă de grijă într-un mod desăvârșit. Astfel că putem să spunem împreună cu Apostolul Pavel că nu ne-a ajuns nicio încercare care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care e credincios. Nu va îngădui să fim testați și încercați și ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu ispita pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea și să o putem răbda. Îndrăzniți să veniți la tronul harului prin Domnul Isus Hristos, Mijlocitorul nostru. Amin.